În documentul adoptat de Ministerul Educației se arată că la clasa a 5-a elevii vor face 4 ore obligatorii de limba și literatura română, față de 5 câte sunt în prezent, astfel fiind eliminată ora destinată acum remedierii întârzierilor celor din ciclul primar. Orele de religie rămân nemodificate, o oră pe săptămână la fiecare clasă gimnazială. Limba latină se mută de la clasa a 8-a la a 7-a și aceasta se va numi elemente de limbă latină și de cultură romanică. Pe de altă parte, nu s-a micșorat numărul orelor de istorie și nu a dispărut studiul artei plastice și a muzicii. Apar și materii noi la clasele 5-8, informatică și TIC, adică tehnologia informațiilor și a comunicațiilor. La clasa a 6-a apare educație interculturală, la clasa a 7-a educație pentru cetățenie democratică, iar la clasa a 8-a consiliere și dezvoltare personală și educație financiară și antreprenoriat. În cazul orelor de educație tehnologică, acestea vor fi păstrate pe durata celor 4 ani, dar va fi pus accent mai mult pe latura aplicativă, se arată în documentul adoptat. Începând de astăzi, profesorii care vor să facă parte din echipa care va elabora programele școlare se vor putea înscrie la Ministerul Educației. Noul plan cadru pentru învățământul gimnazial ar putea intra în vigoare cel mai devreme în 2017.